Bună seara și bine m-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm în această seară despre ceea ce se petrece în coaliția guvernamentală, mai exact între PNL și USR+. E o perioadă oarecum de acalmie după, nu știu, forfota din urmă cu ceva zile. USR+ așteaptă să se voteze sau să se pună în dezbaterea Parlamentului moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, PNL e interesat ca această moțiune să fie dezbătută după congresul din 25 septembrie pentru a-i da șanse lui Florin Câțu să iasă președinte. Discutăm despre ceea ce se petrece în coaliția guvernamentală, dar și alte chestiuni locale, pentru că și pe aici avem destule lucruri, demisii și retrageri de demisii în Consiliul Local. USR Plus e o formațiune tot mai interesantă, vedem, inclusiv la nivel local, deși liderul organizației se cam ferește să apară în public. Discutăm în această emisiune cu deputatul Monica Berescu, USR Plus. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Bun, cum e cu... Cu moțiunea? În coaliție, cum e... Mariajul cu PNL e cam, la momentul actual, cam gata, nu? Nu mai există un mariaj cu PNL, avem o moțiune de cenzură înaintată, o moțiune de cenzură a cărei dezbatere se tot amână de USL 2.0, îi spunem noi, pentru că PNL și PSD își adună voturile în birou permanent în așa fel încât au reușit să amâne dezbaterea acestei moțiuni. La momentul actual au cerut să avem un punct de vedere de la CCR. În mod normal, care va veni, înțeleg, după care moțiune, va veni, nu știu, pe 19 după, sau pe moțiune, da, după alegerile din Congresul PNL. Pe 27 septembrie sau pe 29, undeva adică... la finalul lunii este estimat, Congresul PNL e pe 25. Ce pot să vă zic este că, în mod normal, în procedura pe care o aveam înainte, în momentul în care se cerea un punct de vedere de la CCR, era Departamentul Legislativ al Senatului care redacta un astfel de punct de vedere și președintele Senatului își asuma punctul de vedere și îl trimitea către CCR. Mai nou, PNL, în acord cu PSD, au cerut ca Comisia de Constituționalitate să redacteze un punct de vedere pe care, ulterior, ei să și-l asume în biroul permanent și să-l trimită la CCR. De ce durează atât de mult? Adică, până la urmă, o chestie tehnică. Adică, eu cred că și un specialist din Parlament sau dintr-un partid sau chiar și de la Curtea Constituțională și un nevoie să întrunească cei 9 mari judecători ca să decidă cum e cu moțiunea de cenzură, când se dezbată, dacă să fie introdusă, nu știu ce. Adică, e o chestie tehnică. Adică, de cred ce? Că puteți și dumneavoastră vedea și vedem cu toții că de fapt nu se dorește. Nu se dorește să avem această moțiune de cenzură. Este o încălcare gravă. Niciodată până acum, în cei 30 de ani de la Revoluție, în momentul în care am avut o moțiune de cenzură, nu s-a refuzat dezbaterea ei. Deci șansele dezbaterii până, că aici e miza, se dezbate până... PNL, e, înțeleg că e aproape, șansa e nulă, nu? E, sau minimă. E o șansă minimă. Nu aș spune nulă, dar e o ar șansă mai putea minimă. Schimba ceva? Depinde foarte mult. Pe PNL-ul nu-și dorești, PSD-ul nu-i interesat. PSD-ul nu este interesat, dar în același timp votează cu PNL, că dacă nu ar fi cu adevărat interesat, nu ar vota cu PNL. Da, dar da. Lui îi profită acest... Îi convine că exact. Am stat și eu și am... Îi profită tot acest aranjament, toată această situație. Îi profită analiza, îi profită această situație, dar până la urmă PSD-ul, știți cum e, e o regulă în politică, în condițiile în care cei din tabăra adversă se ceartă, tu nu trebuie să intervii. Trebuie să-i lași să-și consume întregul scandal. Adică tu nu intervii, pentru că ei, dacă ar interveni pe chestia cu moțiunea, ar da dreptate cumva USR-ului, dar așa lor, sincer, le convine să rămână Florin Câțu acolo, pentru că rămâne zâzania între PNL și USR. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar tocmai asta vă spun că au intervenit. Toate voturile din birou permanent au adică fost... au intervenit în favoarea PNL. Exact, au fost PNL și PSD. Dacă până acum nu avem această moțiune dezbătută în Parlament, e pentru că PSD a făcut în așa fel încât să-și dea voturile, da, să se lipsească de la ședințe, da. Ați văzut ca să nu asigure un vot. Ați văzut că și Vasile Dâncu a recunoscut chiar. Noi, nouă ne convine să rămână Florin Câțu. Eu sunt convinsă că le convine. Însă nu poți să zici că ești în opoziție și stai deoparte când tot ceea ce faci arată complet invers. Când tot ceea ce faci arată de fapt o coaliție PNL PSD, din păcate pentru noi, pentru că acești 4 ani ar fi trebuit să fie ani de dezvoltare pentru România, ani de liniște, ani în care să livrăm și noi și PNL-ul
și partidele din coaliția de guvernare ceea ce am promis. Și vedeți că deja avem o criză care a început de aproape 2 săptămâni și care nu pare să se sfârșească până la finalul lui septembrie. Și nu ne afectează numai pe noi ca partide, afectează întreaga Românie. Și aici... Păi, sunt momente delicate, vedem cu pandemia, chiar astăzi 4.400 de cazuri sunt. Și cazurile continuă să crească. Continuă să crească. La terapie intensivă trebuie asigurate paturi. E nevoie de un Minister al Sănătății solid, cu prerogative clare, adică nu ne putem permite, nu știu, să vină un ministru. Avem nevoie de un... Sunt multe, PNRR-ul, exact, o mulțime avem de nevoie chestii. De un ministru real la sănătate, nu de un locțiitor. Pe 12 septembrie, Florin Câțu ar fi trebuit să vină în Parlament cu altă opțiune pentru miniștrii care și-au dat demisia. Nu a făcut acest lucru. A numit doar interimare. Exact. El s-a izolat în Palatul Victoria, așteaptă să treacă Congresul PNL și de acolo... Probabil se așteaptă să iasă președinte și să vină într-o poziție de putere la masa negocierilor. Noi am spus tot timpul că suntem dispuși să rămânem în această coaliție, atât timp cât Florin Câțu nu mai este prim-ministru. Aici vreau să ajungem. Scenariu. Pare să că nu se va întâmpla nimic până pe 25, adică nu se va întâmpla nimic cu moțiunea, lucrurile vor rămâne așa, PNL-ul sau Florin Câțu, aripa lui, va căuta să tempereze lucrurile și să meargă la congres cu Florin Câțu premier pentru a-i maximiza șansa la șefia partidului. Întrebare, deci dacă până la 25 nu se întâmplă nimic, ce se va întâmpla din 25 încolo? Să presupune, bun, în varianta care Florin Câțu pierde, lucrurile pare să că se simplifică, se caută alt premier din partea PNL, criza pare că se sfârșește. Dar în situația în care Florin Cățu iese președinte la PNL? Sunt mai multe scenarii pe care le analizăm acum în Biroul Național, pe care încercăm să le punem pe masă și să găsim și tactica corespunzătoare. Noi o să ne ținem de cuvânt și o să ne ținem de promisiunea pe care ne-am asumat-o în fața românilor. Noi suntem dispuși să investim în această coaliție și ați văzut, inclusiv de la incidentul cu Vlad Voiculescu, nu am aruncat mânușa și am spus gata, s-a terminat, am mai acordat o a doua șansă. E clar că în orice situație, că este Florin Cățu președintele PNL sau că nu este, noi nu vom colabora cu el în calitate de prim-ministru. Asta este linia roșie pe care o avem și peste care nu vom trece. Deci el poate să rămână președinte la partid, ba chiar înțeleg că ar putea exista niște discuții, dar ar putea sta USR ar putea plus la masă niște discuții, cu Florin Cățu președinte, exact. Dar fără Florin Cățu premier. Exact. Că sau condiția asta... e asta, Florin Cățu să plece și după aia discutăm cu Florin Cățu despre numele noului premier. Nu? Exact. E corectă analiza mea? E corectă analiza dumneavoastră. Vrem să avem un premier care putem să guvernăm, vrem să avem un premier alături de care să putem să îndeplinim tot ce ne-am asumat în coaliția aceasta, că înainte să facem această coaliție s-a stat la Vila Lac timp de câteva zile bune și s-a făcut un program de guvernare și noi am venit și l-am prezentat românilor. Bun, dar mai e o chestiune care se vede în aceste zile, că știți cum e, acum se ascund din nou săbile pentru ce va urma. E posibil ca în extremi, să spunem, deci e greu de presupus, da. Să spunem că PNL-ul renunță la Florin Câțu. Dar am văzut niște declarații, hai să renegociem și structura guvernului, adică cine, ce ministere ia, pentru că a existat acea discuție am că Ludovic Orban a lăsat, a dat prea mult USR-ului la început și că e cazul să luăm noi transporturile, să, nu știu, să luați voi cultura. Am văzut ai PNL care încearcă să inducă această idee că USR Plus nu va mai avea aceste aceleași și rar este... Bogdan a declarat și nu. Cred că și din mai punctul cineva. Nostru de vedere nu este o discuție pe care să o avem, ministerele vor rămâne la fel, vom decide împreună dacă în principiu o să mergem cu aceiași miniștri pe care i-am avut, dar din nou astea sunt discuții și sunt diverse scenarii, dar nu este o discuție că o să acceptăm să avem alte ministere. Noi ne-am asumat niște obiective pe aceste ministere și vedeți, avem niște ministere performante, avem pe Cătălin Drulă care chiar face lucrurile să se miște la Ministerul Transporturilor. De ce ne-am dorit să mergem și să renegociem ministerele când noi avem miniștri care deja au dovedit, care și-au așezat un aparat care din păcate la momentul actual nu mai există și o mare pierdere pentru întreaga guvernare, că pe lângă câțiva membri care erau în funcție de secretar de stat, noi aveam oameni din domeniul privat, erau tehnocrați, erau profesori de la Cluj care veniseră în Ministerul Cercetării și care se ocupau de zona aceea și au fost eliberați din funcție. Deși ar fi fost oameni care ar fi adus plus valoare, indiferent de ce ministru s-ar fi găsit la minister.
Da, cred că a fost o dorință de revanșa PNL-ului, toți oamenii, ați văzut că și secretarii de stat, prefecții, subprefecții, șefii din instituții centrale, mai ales că la nivel local am discutat de descentralizare și am discutat de concursuri și tot timpul în coaliția de guvernare am avut această discuție pe masă că e cazul să avem concursuri. La nivel central, ok, s-a înțeles nevoia de aceea, aveam un președinte la Casa Națională de Asigurări, aveam ANSVA-ul, dar la nivel local tot timpul s-a discutat, cel puțin din partea noastră, și ne-am dorit concursurile. Să avem concursuri reale, concursuri pe bune. Da, la Iași aveți sau ați avut vreun membru? Vreun în afară de actualul președinte al filialei județene care a fost subprefect, nu am avut un alt membru care să fie ocupat. Care din punctul meu de vedere a fost o ciudățenie. Adică eu o ciudățenie să impui, nu știu, șef de partid, un om care vine, mai ales în condițiile alea în care nu era clar cu guvernarea, să pui un om din prefectură, să pui șef la... un om care lucrează, că el ca subprefect a lucrat cu echipa și pare că a lucrat bine, adică n-am auzit tensiune acolo în Casa Pătrat, ceea ce e foarte bine, dar nu știu dacă a dat bine, adică nu știu dacă a avut el totala libertate de a vedea relaxat lucrurile pe scena politică ieșeană, fie relația cu PNL-ul, cu USR, primărie și așa mai departe. O să-l invitați la o emisiune ulterioară și o să discutați direct cu el. Tot da, știți cum e, v-am prins ca deputat USR Plus și nu pot să nu profit de prezența noastră. Tot ce pot să vă spun factual este că, cred că este din martie, de atunci când am avut numit toți prefecții sau subprefecții în funcție și alegerile pentru filială au fost în iunie. Asta vă zic factual pe date ca să aveți dumneavoastră o idee. Da, o să vedem. Noi le așteptăm în continuare, dar am mai spus-o aproape în fiecare emisiune că vrem să avem, să realizăm un interviu. Înțeleg că a început să iasă în declarații sau în discuții cu presa. Le așteptăm și aici la Telem, la Linia 1 sau la Extemporarea Democrație, că până la urmă e în interesul lui și a partidului de a-și face cunoscute intențiile. Acum știți cum e, prindem un reprezentant USR Plus, îl luăm la întrebări. Eu vă răspund cu drag de fiecare dată, dar... Dar n-aveți nicio vină, nu? Nu că nu am nicio vină, avem un președinte în funcție și o să-l las pe el să vorbească despre acțiunile lui și despre deciziile lui. Plus că sunt multe, se adună și multe chestiuni, inclusiv la filială. Dar, apropo, sediu? Sediu la filială? Când îl deschideți? Sediul meu de cabinet parlamentar l-am deschis. Sediul organizației urmează să discutați cu președintele această situație. Înțeles. Deci, dar dacă tot discutăm de sedii, pentru că sunt aici, profit să vă spun că urmează să deschidem un nou sediu al cabinetului parlamentar în Miroslava. E amenajat... Asta e al dumneavoastră, cabinetului parlamentar, Monica Berescu. Urmează să-l deschidem, trebuie să mai luăm mobilier, sper eu, undeva la începutul lunii octombrie să facem inaugurarea, sunteți invitați. Și la Pașcani o să merg mâine, cumva e aproape finalizat, mai trebuie să mai luăm acolo niște piese de mobilier și urmează să-i facem și inaugurarea sediului de la Pașcani. Inclusiv și program acolo? O să merg acolo. La Miroslava îmi este foarte aproape și am avut deja o discuție cu consilierii locali de la Miroslava și o să încerc să merg cu ei în audiențe, în momentul în care au ei audiențe, să fiu și eu prezentă să văd dacă pot să-i ajut. Adică când vor ține audiențe? Exact, când vor ține audiențele, în principiu joia am discutat și o să avem audiențe la Miroslava. La Pașcani o să merg fie eu, fie consilierul meu, depinde, dar o să poată pășcănele să se înregistreze în prealabil într-un formular și în funcție de situație o să ne adaptăm. Fie o să merg eu, fie o să meargă consilierul meu. Ambele localități conduse de primari PNL? Ambele, da. Cred că e o întâmplare, nu? Nu. Mergeți pe urmele PNL-ului, adică unde are primar PNL, deschideți cabinet parlamentar. Nu merg pe urmele PNL-ului, recunosc că am discutat cu colegii și din Valea Lupului și din Rediu să-mi deschid cabinet parlamentar și acolo începem. La Rediu e primarul la Valea Lupului tot e primar PNL. Încerc cumva să-mi deschid cabinete parlamentare acolo unde reușesc, în zona metropolitană, ca să fiu mai aproape de cetățeni, pentru că și eu locuiesc în zona metropolitană, nu mai stau în Iași de ceva timp. Și atunci e și o bază, văzut la alegerile trecute, e o bază electorală puternică acolo pentru USR Plus. Și atunci pentru mine e important să-mi deschid cabinete în zona metropolitană, dar cumva în acești 4 ani am propus să am cabinet în fiecare oraș din județul Iași. Mi se pare că ne-am concentrat foarte mult pe Iași,
dar am lăsat celelalte municipii deoparte. De asta. Bun, am... da. Acum întreb și eu, ajung fondurile pentru că presupun că sunt și niște costuri. Da, sunt costuri, există o sumă forfetară pe care o are fiecare parlamentar și cred că e cazul ca să vorbim deschis despre ea. Este o sumă forfetară suficientă în așa fel încât să poți să acoperi niște cheltuieli. E drept că la Miroslava și sediu pe care l-am din Iași îl asigur din suma forfetară și este o... e privat și atunci suma pe care o plătesc este ceva mai mare. Sediul pe care l-am la Pașcani, pentru că parlamentarii au dreptul la un cabinet în fiecare circumscripție electorală și dacă există spații de la primărie, primăria poate să-ți ofere un astfel de spațiu. Așa a fost cazul la Pașcani, am primit un spațiu, plătesc chirie, dar suma... Asta e interesant, deci acolo primarul PNL a răspuns. PNL a aprobat... Că pare să că la Iași aici sunt probleme cu cabinetele, cu găsirea la de spațiu. Iași, la dumneavoastră nu, dar la știu că la ceilalți. Cu toții ne-am depus cereri, nu am primit niciun răspuns în acest sens, însă eu am preferat să am propriul meu cabinet și de aceea... Din sediul fostului Plus l-am luat pe cabinetul parlamentar și alături de Dragoș Tudorache avem cabinetele, da. Bun, deasupra casei cărții. Revenim, am făcut o paranteză, da, așa, da, cu, da. Cu, în caz că vor ieșenii să vină în audiență, să știe unde să vină în Iași. Da. Deasupra casei cărții, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, centru, ne găsiți acolo în centru. Da. Da, revenim la situația din coaliție. Care e pronosticul? Care e analiza pe care ați făcut-o sau... care vă vine în minte vis-a-vis de evoluția lucrurilor? Avem două opțiuni. Avem opțiuni, cred că, care sunt evidente pentru cei care sunt interesați un pic de zona aceasta de politic și stau un pic să analizeze situația. Avem partea de a rămâne la guvernare fără a ne încălca propriile linii roșii sau de a trece în opoziție. Linii roșii înseamnă că nu o să colaborăm cu un premier Câțu. Linii roșii... Deci asta văd că e condiție, eu găsesc în toate... Da, linie roșie înseamnă că o să ne păstrăm ministerele. Linie roșie înseamnă că nu o să mai avem în următorii 3 ani de acum astfel de situații cum au fost la începutul acestei coaliții. Asta aici puteți obține doar o promisiune. Aici putem să obținem doar o promisiune. Ca și cu Vlad Voiculescu, exact. Bănuiesc că nimeni n-a plecat de acolo, n-a spus domnule, rămâne la guvernare, dar... Bun, toată lumea a spus gata, ne cumințim și într-adevăr lucrurile au mers câteva luni sau câteva luni, cred că a fost pace, liniște. Au mai fost frecușuri pe dedesubt. Au fost niște situații, însă ceea ce a pus capac a fost clar demiterea lui Stelian și acest PNDL de unde nu aveam bani să alocăm către Ministerul Sănătății pentru vaccinuri, dintr-o dată s-au găsit 10 miliarde de lei să se dea către primar. Și dacă am avut un proiect Udrea și un proiect Dragnea... Vă referiți la PNDL 3? La PNDL 3, la Angel Salini. Înțeleg că a nemulțumit și modalitatea în care s-a întâmplat. Adică PN pusă masă fără să știe reprezentanții USR. S-a introdus în ședința de guvern. S-a introdus în ședința de guvern. Am reușit atunci să stopăm lucrurile și am spus că avem 10 condiții pe care vrem să le punem ca acest PNDL să meargă mai departe și cu acceptul nostru. Iar condițiile sunt similare celor de la fondurile europene. Să existe o trasabilitate, să nu fie primul venit, primul servit, să existe un proiect pe care îl depui, să fie eligibil, să îndeplinească anumite criterii, după care să poți să urmărești acel proiect, să vezi cum s-a implementat, să ai un răspunzător, să ai pe cine să tragi la răspunde dacă acel proiect nu s-a implementat cum trebuie. Adică ceea ce ne doream noi pentru PNDL, într-un cuvânt aș putea să rezum cu transparență. Și nu s-a vrut. Și în momentul în care tu faci un PNDL de 10 miliarde pentru că ai un congres în 25 septembrie și îți dorești cu tot din adinsul să câștigi președinția și te joci cu banii publici așa cum te joci, e din nou o linie roșie. Bun, credeți că aici PNL-ul va fi, poziția PNL-ului se va flexibiliza după congres? Pentru că pare că cel puțin din partea PNL-ului amânare moțiune, să iasă Câțu și apoi vom vedea. Dar ce va fi după congres, nu știm. Poate că e și o strategie a PNL-ului să-l vedem pe Florin Câțu președinte la partid și apoi vedem. Poate se calmează USR-ul, care și el congres la începutul lui octombrie. Nu știu dacă au gândit-o ca pe o strategie. Tot ce pot să vă zic este că această situație din PNL
nu a afectat doar coaliția de guvernare, afectează inclusiv ceea ce se întâmplă în Parlament. Da? La momentul actual, parlamentarii... Dar ce se întâmplă acolo? De ce spuneți asta? Pentru că, să vă dau un exemplu, aveam 3 zile în care mergeam la Parlament, în care existau zile de vot. La momentul actual mai avem 2 zile pentru că ni s-a transmis pe diverse surse că mai sunt 2 săptămâni până la congrese, că și UDMR-ul are un congres, apropo de asta. Păi, dar toate partidele de la putere, e cam prima dată când se întâmplă, când primul an, în loc să se apuce serios de treabă, la UDMR, e balamuc. Dacă nu mă înșel, e o discuție mai mult pe statut, apropo de congresul lor, deci nouă alegeri. Nu e congres de alegeri. Păi înseamnă că de asta e liniște la ei. Dar, statutul e plictisitor pentru membrii de rând. Se mai schimbă niște reguli. Da. Dar realitatea este că inclusiv membrii PNL nu sunt foarte, foarte prezenți, pentru că se simte inclusiv la București că există o campanie de care se ocupă la momentul actual tot PNL-ul și că acesta e obiectivul principal. Se vede la Parlament o împărțire a PNL-ului pe oamenii lui Orban, câți ori mai fi ei pe oamenii lui Câțu, adică este clar că există sau niște... merg bloc, bloc. E clar că există niște tabere pro-Câțu și pro-PNL inclusiv în Parlament. Cred că s-a văzut și săptămâna trecută când a fost incidentul acela între Florin Roman și Anca Dragu, un incident care lasă de dorit și care nu ar trebui să se întâmple niciodată în Parlamentul României. Da, există clar niște tabere pro-Câțu și pro-PNL. La momentul actual, tocmai pentru că nu am avut niște proiecte majore pe care să le trecem și pentru că la momentul actual nu ai majorități ca să poți să treci niște proiecte majore, pentru că, din nou, PNL e în campanie. Cumva asta vă ziceam, că pe lângă coaliția aceasta de guvernare și Parlamentul e oarecum într-o stare de... De ce trebuie să blocăm? Întreb și eu, de ce trebuie să blocăm țara un an? E primul an după alegeri, în general, atunci se fac reforme, se iau măsurile, poate unele și dureroase. Avem atâtea de făcut, suntem în pandemie, PNRR-ul, vor fi bani de cheltuit, chestiunea cu autostrăzile, mai sunt și bani pentru investiții de la bugetul central. Și noi stăm blocați de prin martie, de prin aprilie cu niște sau cu un congres în principal, congresul principal e parte de guvernament. Deci mi se pare, nu știu. Blocați e un blocaj. Vă zic eu pe ce stăm blocați și sunt discuții inclusiv în USR Plus, apropo de ceea ce se întâmplă și apropo de nemulțumirile noastre în calitate de membri ai partidului, în calitate de parlamentar, pe ce ne-am asumat, da, pentru că noi ne-am asumat primarii în 2 tururi. Ne-am cred că trebuie să vă las gândul. Ne-am foarte greu să se întâmple, că nu vrea nici UDMR-ul, nici PNL-ul. Ne-am asumat desființarea SIJ-ului și deși eram de 8 luni în această coaliție, noi nu reușeam să trecem aceste proiecte importante. Dar asta cu SIJ-ul e greu de înțeles în condiții în care e și o cerință? De la, a Comisiei de la Veneția. Păi așa și atunci? Este. Și atunci PNL se blochează, și USR, da, USR, și atunci se blochează la Senat un astfel de proiect în așa fel încât să treacă cum ar vrea UDMR-ul, să fie desfințat SIJ-ul, dar să nu se ducă la DNA ceea ce ar fi trebuit să aibă SIJ-ul, să existe la structurile parchetului o altă structură care să se ocupe de această judecată. Bun, dacă ar fi să riscați un pronostic vis-a-vis de ce se va întâmpla, ce credeți mai degrabă că se va întâmpla ce? Pot să vă zic ce aș prefera eu. Adică să faceți eu un pas în spate, așa? Cunoașteți din Parlament, din ceea ce vedeți, nu cam ce credeți pronostic, că se va întâmpla? Dar pot să vă zic ce aș prefera eu în calitate de parlamentar, având în vedere ce s-a întâmplat până acum și plecând de la premisa că eu nu cred că PNL-ul, indiferent de președinte pe care o să-l aibă, o să-și schimbe fundamental valorile dintr-o dată. Eu nu cred că, așa cum este PNL-ul la momentul actual, noi putem să facem coaliție și să ducem România unde ar trebui să fie peste 4 ani. Eu personal, dacă ar fi să aleg, eu aș merge în opoziție. Da? Eu adică crezi gata? Crezi că cu acest partid, cu PNL-ul, nu se mai poate face nimic, adică oameni, e atât sunt de... Sunt oameni foarte buni în PNL, o parte din ei, și sunt oameni care colaborăm și vă dau exemplu președintelui Comisiei de la Tehnologia Informației din Parlament, care este din PNL, este un om... Cu siguranță că este un om tânăr, un bun profesionist. 100 de parlamentari. Exact, un bun profesionist și el nu este o excepție, mai sunt astfel de oameni în PNL. Însă ar trebui să vină o întreagă generație ca dumnealui
În așa adică fel să schimbe mentalități, să schimbe tot. Exact, în așa fel încât noi să putem să livrăm ceea ce am promis. Da, pe de altă parte, nu vă gândiți că electoratul USR sau alegătorii, membrii, ar putea să spună, ai USR Plus, ar putea să spună, domnule, noi v-am votat, să mergeți acolo să vă bateți, să-i puneți pe cei din PNL pe garduri, să-i schimbați. Și eu pot să vă zic că ne-am dorit să facem asta, ne-am asumat un program de guvernare, dar întotdeauna ce se întâmplă în Parlament se întâmplă cu voturi. Iar realitatea este că în Parlamentul României, la momentul actual, avem 80 de voturi. Da. Bun, luăm o pauză, apoi ne întoarcem și vorbim despre congresul USR Plus, pentru că dincolo de ce se petrece în PNR și USR Plus va avea un congres. Despre povestea cu Iulian Hușanu, consilierul local care a plecat sau a demisionat sau nu a demisionat, cu relații la nivel local cu dintre USR și primarul Chirica și așa mai departe. Pauză, apoi ne întoarcem.